Hristos s-a înălțat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu sunt ușa oilor. De va veni cineva, va intra și va ieși și pășune va afla. Iubiți credincioși, iată-ne în plin praznic al Sfinților Împărații Domnului cu Apostolul Constantin și Mama sa Elena, în plină perioadă de dintre înălțare și pogorârea Duhului Sfânt, o perioadă cu totul și totul deosebită, de 10 zile în care Mântuitorul a plecat la cer, la Tatăl, și acolo pregătește să trimită pe Duhul cel Preasfânt, care de la Tatăl purcede, acela care ne va învăța adevărul. Cu alte cuvinte, suntem într-o etapă pedagogică. Suntem ca niște copii care așteptăm să vină o nouă etapă de examene. Ori am terminat clasa 8-a și urmează să intrăm la liceu, ori am terminat liceul și urmează să mergem la facultate. Cam aici se întâmplă, pedagogic vorbind, perioada în care ne aflăm. Adică, nici nu am primit Duhul adevărului. Nu că n-ar mai fi valabil cel de anul trecut, dar suntem în perioada în care așteptăm să coboare Duhul adevărului. Adică nici n-am absolvit, dar urmează să absolvim, apoi urmează să luăm o altă cale în viață. Una peste alta este vorba despre modele. Vreau să vă vorbesc în această frumoasă zi dintre înălțare și pogorârea Duhului Sfânt, o zi luminată de cei doi sfinți prăznuiți de biserică, Sfinții Împărați Constantin și Elena, despre pedagogie, despre modele. Într-o lume în care toată lumea se vaită de modele, am să vă spun că niciodată nu am fost mai aproape ca acum de adevăratele modele. Și anume, cei care se vaită că nu au modele, pot să le spun că se vaită degeaba. Înseamnă că nu s-au uitat în jur, nu au văzut ce trebuie să facă. Și anume, în primul rând, un model nu trebuie să fie copiat de la un cap la altul. Chiar Mântuitorul ne spune: eu sunt ușa oilor. Dacă vine cineva, va intra și va ieși și pășune va afla. Adică nu trebuie neapărat să intrăm și să rămânem acolo încuiați. Va intra și va ieși și pășune va afla. Adică dacă vrem să aflăm pășunea cunoștinței, dacă vrem să ne adăpăm din harul învățăturii, dacă vrem să primim Duhul cel Preasfânt care se va pogorâ peste noi, trebuie să și intrăm, dar să și ieșim. Asta înseamnă să urmezi unui model. Un model nu trebuie să ne facă stânci de piatră. Un model nu trebuie să facă din noi un element static. Un model nu trebuie să fie urmat numai la dus, trebuie și la întors. Trebuie să copiem din modelele pe care le vedem în fața noastră tot ceea ce ține de noi. Sunt anumite lucruri pe care le admirăm la cineva, altele pe care, aș fi chiar direct, le detestăm, culmea, la aceeași persoană. Poate că am surprins vreun model de-al nostru când se descărca altfel decât credeam noi că trebuie să o facă, și atunci nu trebuie să luăm de la modelul acela și bune și rele. Va intra și va ieși. Intru ca să iau ceva bun și ies atunci când cred eu că nu mă reprezintă ceea ce a făcut el. Dar să zic că a avea modele, o să-mi spuneți, dar unde mai găsim modele? Modelele nu se caută în afară, modelele se caută în noi. Și anume, ne întâlnim cu cineva, să spunem, la școală. La școală, dacă suntem studenți sau suntem elevi și avem în fața noastră pe cineva care se propune a fi model. Se propune a fi model pentru că așa e fișa postului. Să știți că orice profesor are în fișa postului să fie model pentru cei pe care îi învață. O să spuneți, da, mai sunt profesori ăia. Da, sunt.
Pentru că, într-adevăr, cum frumos citează Părintele Alin de multe ori și din Părintele Teofil, așa și cum un duhovnic este mare pentru cei care îl consideră mare, este mic pentru cei care nu îl consideră mare și este de nimic pentru cei care nu-l bagă în seamă, dar el rămâne la fel. Noi trebuie să știm că suntem cei care credităm într-un fel sau într-altul pe cei pe care vrem să-i alegem ca modele. Dacă noi nu îl vrem ca model, cu siguranță că nu va avea asupra noastră nicio înrăurire. Dar unde găsim modelul? Modelul îl găsim în noi. Și anume, atunci când cineva trezește în sufletul nostru o anumită stare, acela ne este model. Nu trebuie să aibă cine știe ce academie respectivul. Nu trebuie să aibă cine știe ce școală sau pregătire sau fișa postului pe care să o ocupe, ci pur și simplu dacă a fost în stare să trezească în noi ceva frumos, acela ne este model. Cine ne este model? Poate să fie și un cerșetor pe care îl vedem pe stradă, în care admirăm demnitatea lui. Adică atunci când vezi pe un om și citești prin el, prin hainele pe care le poartă, prin atitudinea lui, că el nu are altă haină să o pună pe el, dar ceea ce are, chiar dacă este cârpit sau rupt, este curat, acela este un model. Nu trebuie să căutăm modele în academie, trebuie să le vedem pe stradă. Un model poate să fie și pietonul acela pe care noi, cei de la volan, îl vedem că este cu minte și nu stă așa lângă bordură ezitant să nu știi, bă, cine m-o vedea, să trec sau să nu trec, ci pietonul acela cu minte care se uită în ochii tăi și dacă vede că te grăbești, să dă așa 2-3 metri ca să nu te încurce, ăla poate să fie un model. Și anume să îl luăm ca pe un comportament pe care să-l învățăm și noi. Pentru că model poate să fie și cineva care, atunci, de exemplu, când vede că tu te grăbești, se grăbește și el ca să-ți facă loc, să-ți vezi tu de drumul tău. Acela este un model. Bun, nu am găsit suficiente modele așa? Păi haideți să punem degetul pe rană. Dacă nu avem de unde să avem modele, să fim noi modele pentru ceilalți. Pentru că, de fapt, aici este toată povestea aceasta cu păstorul cel bun și cu staul oilor, cu ușa care se deschide ca să intri și ca să ieși. Dacă nu avem modele, să devenim modele, pentru că în momentul în care ne interesează să fim model pentru ceilalți, atunci, cu siguranță că Dumnezeu ne va lumina mintea astfel încât tot ceea ce facem noi să fie luat într-adevăr drept model vrednic de urmat. Și acum să ne întoarcem. Să fim noi pietonul acela cu minte, care să nu obligăm la frână bruscă pe cel care ne vede că vrem să trecem strada, să fim noi partenerul de trafic, să spunem așa, care atunci când vedem pe cineva că se grăbește, să-l ajutăm. Și atunci vom avea și noi model. Din ce? Din interiorul nostru care ne spune cum să facem. Pentru că eu unul personal vă spun, nu cred că există om care să nu aibă și o parte bună pe care dacă vrea să-și o cultive, să nu poate să-și o cultive. Omul are tot ceea ce este bun în el. Dar minteri, uitați-vă la orice vecin sau orice om care este lângă dumneavoastră. Are în el și parte bună și parte rea. Dacă, pe românește, îl scoți din sărite pe unul, oricât ar fi el de cum să cade, va scoate din el tot ce este mai rău. Provocarea pentru el este de a scoate toate gunoaiele deasupra. E adevărat că după aia îi pare rău, dar degeaba îi mai pare rău. Sau ție îți pare rău că l-ai provocat. Dar dacă un om care chiar vine la tine mânios, vine la tine că e greșit, are dreptate, dacă vede la tine un soi de căință nu așa de teatru, ci
o căință adevărată, o părere de rău că n-ai fi vrut să-i greșești, cu siguranță că își va călca din mândria cu care de altminteri, dacă l-am provoca, ar încerca să-și clameze dreptatea pe care cu siguranță că o are, ci se va mulțumi că s-a învins, că n-a scos din el ceea ce putea să scoată, dar n-a vrut, pentru că te-a văzut pe tine că de fapt te interesează ca lucrurile să meargă bine. Așa se trăiește frumos între oameni. Scoțând din celălalt ce este mai frumos, ce e mai frumos în celălalt, ce e mai frumos în tine. Dacă vrei să-l vezi pe un om frumos, trebuie să te vezi pe tine în el. Și anume, dacă ți se pare că ceva e în neregulă la el, să te gândești că de fapt este la tine în neregulă, pentru că el nu este altceva decât numai o oglindă în care tu te vezi. Se spune că Narcis, atunci când a murit, Narcis acela care era de o frumusețe răpitoare, atunci când a murit, toată natura a plâns, pentru că era într-adevăr frumos. Și s-a dus cineva la un râu și a auzit cum plângeau păsările pe Narcis, pe care nu-l mai putea vedea, și a auzit și niște suspine ale râului și a îndrăznit să-l întrebe pe râu: de ce plânge? Îl plâng pe Narcis. De ce? A întrebat acesta. Pentru că era frumos? A, zice, era frumos? E posibil să fie frumos, să fi fost frumos. Dar dacă ați ști ce îmi lipsește mie acum, când se uita să-și oglindească chipul în apele mele, vedeam în ochii lui frumusețea mea când curg la vale. În asta consta, pentru râu, frumusețea lui Narcis, care îi oglindea în ochii lui propria frumusețe. Nu e frumos să trăim și noi așa? Să ne uităm la frumusețea celuilalt privindu-ne nu în mod narcisist frumusețea noastră, ci cu dorința de a ne așeza, nu să dăm bine, ci să trăim bine. Nu să ne vadă ceilalți așa cum nu suntem, ci să ne vadă ceilalți așa cum suntem, dar după ce ne-am aranjat. Nu ne putem permite să trăim între ceilalți cu totul și cu totul neglijent. Nu. A trăi neglijent, să știți că este un păcat. Dacă nu avem posibilitatea să fim în trend, așa cum au mai constatat alții, că sunt preocupat de modă ca să aduc omul către modestie. Dacă nu avem, să zicem, niște pantaloni care să ne permită să se vadă gleznele și să vadă că nu avem ciorap, că așa e trendul, dar să ne îmbrăcăm conform generației noastre. Mie îmi place foarte mult când văd pe stradă oameni despre a căror preocupare în sensul frumos al cuvântului despre modă o găsesc în câte un accesoriu pe care îl au cu ei și îl poartă cu mare drag și îmi dau seama că acela a rămas cimentat din anii 70 sau din anii 80 sau din anii 90. Când văd pe cineva așa cum își poartă o anumită borsetă cu actele pe care le are, îl apreciez că în anii 70 s-a implementat, ca să spun așa, această modă. Când văd pe cineva care are o cravată îngustă, eventual chiar croșetată, îmi dau seama că anii 80 au însemnat foarte mult pentru el. Acum nu mai are nicio relevanță ce vârstă mai are, ci vârsta lui e legată neapărat de ceea ce l-a marcat. Dacă văd pe cineva cu niște pantaloni super evazați, nu am să râd niciodată de el. Înseamnă că omul acela a fost marcat de anii 70 și se crede că timpul a rămas la nivelul acela cu el. Asta înseamnă să ai modele. Un model pe care să-l păstrezi și dacă știi să îl ții cu tine, nu vei deveni niciodată ridicol,
Cineva care știe să poarte chiar în vestimentație sau chiar în comportament ceva sincer, acela va fi apreciat de ceilalți. Nu se va uita nimeni strâmb la el dacă are anumite obiceiuri sau dacă se îmbracă într-un anumit fel, dacă o face cu eleganță și dacă știe că acela este modelul care îl reprezintă pe el. Iubiți credincioși, a avea modele înseamnă a intra și a ieși și pășune va afla. A afla pășune înseamnă a afla bucuria de a fi și tu ca celălalt. Dacă te-a marcat ceva în timpul adolescenței, un anumit autor, cu siguranță că până vei putea să mai vezi, să citești, vei căuta tot ceea ce s-a scris despre autorul respectiv, tot ceea ce a scris el, pentru că asta înseamnă să ai un model. Modelul este ca să putem să mergem și noi pe o anumită cale, dar modelul ideal, fiind Hristos, ne învață cum trebuie să facem. Nu trebuie să selectăm numai ceea ce ne trebuie nouă. Nu trebuie să selectăm numai ceea ce dă bine pentru noi și celelalte, adică să luăm numai partea de comoditate și partea de jertfă să nu mai luăm. Mântuitorul ne avertizează foarte blând și spune: judecata mea este dreaptă pentru că nu fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis pe mine. Dacă vrem să avem o judecată dreaptă, dacă avem să avem un comportament deosebit, cu siguranță că trebuie să luăm modelul până la capăt, adică cu tot ceea ce înseamnă atât bucuria și lejeritatea, dar și partea de jertfă. Am și eu niște studenți care mă urmează, dar să știți că am constatat de foarte multe ori, și nu îi bârfesc, Doamne ferește, că trebuie să-i mai avertizez din când în când. Ei mă știu așa cum m-au apucat ei, dar eu n-am fost așa mereu. Eu n-am avut mereu de toate cum am acum. Eu n-am fost înconjurat de oameni cum sunt înconjurat acum. Iar vrea să fie ca mine, dar așa cum sunt eu acum. Și nu e adevărat, nu pot să ajungă așa. Pentru că până nu slujești pe celălalt ca să vină la tine să învețe ceva, nu poți să fii model pentru celălalt. Și atunci, mulți vor să-mi ia locul, dar nu vor să ia și parte de jertfă pe care nu m-a întrebat nimeni cum am dobândit-o. Dacă vrea cineva să învețe care este relația duhovnicească cu cineva, trebuie să învețe că trebuie să iubim pe celălalt mai mult chiar decât pe noi înșine. Atunci când pleci de acasă cu bucuria că poți să dăruiești cuiva o secundă din viața ta, pentru că dacă îi dăruiești ceva material, s-ar putea ca celălalt să se străduiască și să poate să-ți dea înzecit. Dar timpul pe care l-ai parcurs lângă el, timpul cu care ai stat în brațe cu el, nu ți-l mai poate da nimeni înapoi. Asta este sarea de jertfă. Nu cele materiale trebuie să le luăm de la un model, ci pe toate, la un loc. Atunci când vezi bucuria la cineva, să știi sigur că acea bucurie este bazată pe multă neputință, pe multe lacrimi, pe multe lucruri care n-au mers așa cum le vezi acum că merg. Iubiți credincioși, a fi model este cel mai frumos lucru. A căuta model are o singură rețetă. Să căutăm, să fim și vom avea. În momentul în care ne inundă bucuria de a arăta celuilalt cum se poate trăi frumos, așa avem un model. Dacă nu dăruim, nu avem de unde să-l avem. Pentru că vrem să urmăm pe cineva, dar poate că nu știm cum a ajuns acel cineva, de noi îl considerăm vrednic de urmat. El nu trebuie să fie urmat numai în momentul în care îl găsim noi, ci să
mergem mai la adânc să vedem cum a ajuns omul acela aici. De exemplu, cine mă vede pe mine pe soleie vorbind celorlalți, poate că nu știu că toată copilăria mea și toată adolescența mea mi-am dorit să fac lucrul acesta și în momentul în care mi s-a îngăduit să fac lucrul acesta, bucuria mea m-a făcut să uit prin câte am trecut ca să ajung aici. Eu am cultivat pământul, eu am vândut flori, am trăit cu speranța că acele flori vor ajunge la cineva. Și nu era de foarte multe ori posibil ca fiecare floare să fie răspătită de cineva. Și nu mi-am pierdut încrederea. Am zis, o să vină o vreme când pot să fac ceea ce m-am pregătit să fac. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne naștem deja într-o stare de puf. Pentru că așa mă simt eu acum. Mă simt un om mai mult decât împlinit. Un om răsfățat. Dar uitați-vă la mine că acest răsfăț vreau să-l dau înapoi celor de la care am învățat și am putut să ajung așa răsfățat. Și cum pot să o fac? Răsfățând și eu pe alții. Atât. Asta înseamnă să ai model, asta înseamnă să devii model, asta înseamnă să te uiți la icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena și să-i ai drept model. Ne uităm la ei că au fost împărați, o să spuneți, bine, bine, aș vrea și eu să fiu împărat și atunci să vedeți cum o să mă urmați. Dar să știți că până au ajuns să fie prăznuiți de biserică, Sfinții Constantin și mama sa Elena au avut multe de suferit. Au avut de îndurat chiar și gânduri criminale ale dușmanilor lor. Au avut multă, multă înțelepciune să își accepte cel puțin botezul numai în momentul în care puteau să fie lăsați în pace de dușmanii lor. Mulți se întreabă de ce Sfântul Constantin cel Mare nu a acceptat botezul până a simțit că își dă Duhul. Pentru că dacă îl accepta înainte, locul lui era luat și nu mai era nici împărat și nici biserica nu mai avea de câștigat atât. Dacă ar fi renunțat, de exemplu, la Pontifex Maximus, pentru că era o funcție păgână, cu siguranță că dacă el renunța, trebuia să fie numit altcineva Pontifex Maximus. Și atunci ce făcea? Vedeți că ne trebuie tuturor un dram de înțelepciune. Ocupăm o poziție pe care dacă n-am ocupat-o noi, ar ocupa-o altcineva. Chiar mi-o spunea cineva acum vreo 30-40 de ani, un preot în vârstă, mă învăța să nu fac greșeala pe care a făcut-o el. Și anume, zice, m-a chemat acum vreo 30 de ani, îmi spunea el atunci, episcopul și mi-a zis, uite, am să te așez protopop în locul lucutare. Și a zis, nu, eu nu pot să iau locul altuia. Zice, bine, dar spun ceva. Voi numi pe altul care probabil că o să-ți facă zile fripte, pentru că acea poziție trebuie să o umplu cu altcineva și m-am gândit la tine. Și atunci el zice, nu m-am duplecat nici așa. Și mi-a trimis unul care mi-a făcut zile fripte până în zilele noastre. Să nu credem că a accepta ceva este neapărat ceva rău. Nu, trebuie să simțim că modelul ne dirigează cum e dirijată apa printre voi ca să nu iasă din matcă. Asta înseamnă să știm să urmăm modelul, adică să intrăm și să ieșim și pășune să aflăm. A afla pășune înseamnă a trăi frumos. A afla pășune înseamnă a avea o anumită satisfacție. Dar vedeți că lucrurile nu sunt așa de comode. Mă gândeam odată, cum ar fi dacă eu aș fi invitat să vorbesc la un eveniment deosebit? Pentru mine un eveniment deosebit este o slujbă de mormântare, să știți. Acolo unde omul deja se predă spiritualității. Omul nu mai gândește la ce a adunat, se gândește ce o să facă ceilalți cu ce a adunat el.
Și mă gândeam dacă aș fi chemat la un eveniment de acesta, da, al unui personalități, m-aș gândi să atrag atenția, bine, cu modestia de rigoare, n-aș țipa la nimeni, că cel care vrea să îi ia funcția defunctului, ca să jucăm puțin cu imaginea și cu cuvintele, să se gândească întotdeauna că ia locul mortului. Nu e ceva sinistru, să știți. Nu. Chiar m-am gândit, și trebuie să o spun până la capăt, se întâmpla lucrul acesta pe care vi-l povestesc în mintea mea, atunci când s-a dus către Domnul Preafericitul Părinte Teoctist. Și mă uitam acolo, câți se adunaseră! Și le-aș fi spus așa la ureche, vreți să-i luați locul? Gândiți-vă că luați locul mortului. În sensul frumos al cuvântului. Adică asumați-vă că așa veți ajunge și voi. Până la momentul respectiv veți face, veți drege, dar trebuie să știm ce ne asumăm. Eu, când mi-am asumat să merg după Părintele Arsenie, mi-am asumat inclusiv să las în urma mea o chilie cum a lăsat Părintele și un mormânt la care să vină omul să se reculeagă. Asta înseamnă să ai un model în viață. Nu înseamnă să vezi numai decât lume adunată și îmbrățișată de modelul tău. Nu, trebuie să-i vezi și finalul către veșnicie. Până când n-ai văzut asta, n-ai cum să poți să spui că ți-ai ales un model. După care modelul nu cred că are pretenția să fii la fel ca el. Părintele Arsenie vroia să fiu ca mine. Și întotdeauna îmi spunea, frate, tu trebuie să fii ca tine. Ca tine, dar uitându-te la mine. Întotdeauna diferența specifică între oameni trebuie să fie cea care să facă din noi niște ucenici adevărați. Pentru că a avea model, până la urmă, înseamnă a ști să fii ucenic, pentru ca să înveți să fii model altora. Să ne lumineze Sfinții Împărați pe care astăzi îi prăznuim, să înțelegem că de la ei trebuie să învățăm cum au trăit ei frumos, cum au putut să ajungă pe pozițiile pe care sunt acum, cum au ridicat ei împărăția la nivel de apostolat, ca să înțelegem că adevăratele modele nu sunt numai imaginile pe care le vedem superficial, ci sunt mult mai profunde. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.